scumpă. Codița la o linguriță. O să facem așa. Stânga, dreapta, stânga. Ia uitați așa. Bună ziua! Astăzi o să facem o prăjitură cu blat umed, cu dulceață de prune 100% natural. Și o să avem nevoie de 4 gălbenușuri, 1/2 din zahăr sau din miere. Deci am să fac astăzi cu miere și am să pun, să deschidem aici și am să pun 70 de grame de miere. Și o să adăugăm și un praf de sare și o să le batem până își mărește volumul. Acum o să adăugăm untul moale, puțin câte puțin, 90 de grame de unt. O să-l mixăm, adăugăm și restul. Mixăm în continuare. Adăugăm și esență de rom. Adăugăm și 65 de apă clocotită. Acum unim și făina. 185 de făină. Și 10 grame de praf de copt. Și amestecăm bine totul. Acum o să dăm deoparte. Și avem 4 albușuri, unde o să adăugăm cealaltă jumătate de zahăr sau de miere. Eu pun miere, deci cantitatea întreagă este de 140 de grame. Și o să punem 70 de grame de miere. Începem să batem albușurile spumă mai întâi. Adăugăm 70 de miere. Și o să batem până obținem o merengă groasă. Albușul este gata, ia uitați-l, nu cade din vas. Și acum o să unim albușul cu făina, cu oul, cu toate ingredientele. Și o să luăm cu o lingură și o să punem și o să amestecăm încet. Amestecăm așa, de sus în jos. Mai luăm din albuș și mai punem. Până îl incorporăm pe tot.
uitați cum arată. Acum o să punem și restul care a mai rămas. Și amestecăm bine. Încet, așa, ca să rămână pufoasă. Apoi o să punem toată compoziția într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Acum punem toată compoziția într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Așa, întindem peste tot. Și aici avem marginul de prune făcut zilele trecute. Ia uitați ce culoare are. Ia uitați cum arată. Și o să luăm cu lingura și o să punem în de loc în loc. Și o să așezăm așa. Din loc în loc o să așezăm. Putem adăuga și o mână de stafide albe. Le punem așa deasupra, ia uitați. Și cu codița la o linguriță o să facem așa. Stânga, dreapta, stânga. Ia uitați așa. Să ducem mărginul peste tot. Ia uitați. Putem face și așa. Și așa. Așa. Acum o să dăm la cuptor la 180 de grade. Circa 30-40 de minute. Și încercăm cu scobitoarea.